Lovită din plin de răspândirea coronavirusului, industria turismului va avea mult de așteptat pentru a ajunge la nivelul înregistrat înainte de criză. Chiar dacă la începutul acestui an se putea observa o creștere în vânzări, eliminarea voucherelor de vacanță ar putea pune la pământ turismul și anul acesta. Eliminarea voucherelor de vacanță va afecta mult industria turismului, în special hotelierii. Chiar dacă efortul bugetar era consistent, banii rămâneau în țară. La începutul acestui an s-a observat o creștere al numărului de vânzări al pachetelor turistice față de perioada pandemiei, în special datorită voucherelor de vacanță. Ca să fiu sincer, da, a fost o creștere nesemnificativă, dar o creștere față de anul trecut, nu în această perioadă, dar în perioada de pandemie. Iar asta s-a datorat totuși existenței voucherelor de vacanță. Acest lucru a dus la creșterea vânzărilor. De ce? Pentru că mai erau vouchere de anul trecut, trebuia să expire, iar decât să rămână cu ele, au preferat să-și achiziționeze un pachet de servicii turistice, indiferent ce se va întâmpla, pentru că ele se vor reprograma, deci oamenii n-au pierdut. Acum că nu se vor mai da anul acesta vouchere, din câte am înțeles, vouchere de vacanță, sau că se discută, asta rămâne să vedem cum va afecta gradul de vânzare. Totodată, valabilitatea voucherelor de vacanță emise în anul 2019 a fost prelungită până la data de 31 mai 2021. În contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,